Nu știu absolut deloc pentru ce trebuie să facem ceva în lumea asta. Pentru ce trebuie să avem prieteni și aspirații, speranțe și visuri. N-ar fi de 1000 de ori mai preferabilă o retragere într-un colț îndepărtat de lume, unde nimic din ceea ce alcătuiește zgomotul și complicațiile acestei lumi să nu mai aibă niciun ecou. Am renunțat atunci la cultură și la ambiții. Am pierdut totul și n-am câștigat nimic. Dar ce să câștigi în lumea aceasta? Sunt unii pentru care orice câștig n-are nicio importanță, care sunt iremediabil nefericiți și singuri. Suntem toți atât de închiși unul altuia. Și dacă am fi atât de deschiși încât să primim totul de la celălalt sau să-i citim în suflet până în adâncuri, cu cât i-am luminat destinul? Suntem atât de singuri în viață, încât te întreb dacă singurătatea agoniei nu este un simbol al existenței umane, este un semn de mare deficiență în voința de a trăi și a muri în societate. Nu mai pot exista mângâieri în momentele din urmă. De 1000 de ori este mai preferabil să mori undeva singur și părăsit, când, nevăzându-te nimeni, poți să te stingi fără teatru și poză. Mi-e scârbă de oameni care în agonie se stârpesc și își impun atitudini pentru a face impresie. Lacrimile nu sunt arzătoare decât în singurătate. Toți aceia care se vor înconjura în agonie de prieteni o fac din frică, dintr-o imposibilitate de a suporta momentele finale. Ei vor să-i uite în momentul capital de moarte. De ce nu au eroism infinit? De ce nu încuie ușa ca să suporte senzațiile acelea nebune cu o luciditate și o teamă dincolo de orice limită? Suntem atât de speriați de toate. Și tot ceea ce este nu e inaccesibil. Moartea, cea mai adâncă și mai organică, este moartea din singurătate. Când însă lumina este principiul de moarte. În astfel de momente iese para de viață, de iubire, de zâmbete, de prieteni și chiar de moarte. Și te întreb, paradoxal, dacă mai există altceva decât neantul lumii și al tău.